Amin. Domnul să fie lăudat. Domnul să fie lăudat. A să mă obișnuiesc. Văd că aici frații au pus un proiector mare pe mine și aș vrea să văd cum să-l mut pe Domnul. Și mă rog, Doamne Iisuse, stai tu în proiectorul ăsta să te vadă pe tine. Fiți binecuvântați. Mă bucur pentru cei care ați venit și la fel cum spunea și fratele, ne pare rău pentru cei care stați în picioare. Chiar ne pare rău. Zic ca Domnul să vă întărească picioarele în seara asta și Domnul să vă vorbească în seara asta. Acum fiecare dintre noi am făcut sacrificii ca să fim aici și am venit să ne întâlnim cu Domnul și mă rog ca Domnul în seara asta să ne surprindă în așa fel încât să merite de 100 de ori plus toate sacrificiile noastre. Amin? Binecuvintez biserica locală, binecuvintez frații cântăreți, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc fraților conducători, păstori, liderilor pentru invitația făcută și zic ca Domnul să ia toată această lucrare și El să fie slăvit și lăudat. Amin? Dragilor, noi ne-am adunat pentru că între noi este acela care merită toată slava, acela care merită toată cinstea și acesta este Iisus Hristos. Amin? Mă rog ca Domnul în seara aceasta să ne dea un cuvânt. Am încercat ceva să-mi pregătesc, dar sincer nu prea mi-a ieșit. N-aș vrea în seara aceasta să plictisesc pe careva. Eu sunt foarte atent la lucrul acesta. Nu vreau să mă învăț cumva cu amvonul, cu predica și să fiu și eu răpus de virusul ăla numit amvonită și să îmi placă să stau în față și să vorbesc și voi debea să mă suportați. De asta am fugit toată viața și am să fug cât o-i trăi eu. Dacă văd că Dumnezeu îmi dă un cuvânt să vorbesc și oamenii îl primesc, stau cu smerenie aici. Dacă văd că nu mai vine și vorbesc de la mine, uite locul meu e liber și vreau să-L las pe Domnul să lucreze. Amin? De aceea să vă rugați pentru mine. Cum spunea Apostolul Pavel, ca ori de câte ori îmi deschid gura, El să fie acela care să vă vorbească. Amin? Dragilor, nu vă cunosc, pe foarte puțini îi cunosc. Așa cum fratele ne-a ridicat în picioare împreună cu mine și fratele meu Andrei, împreună cu soția mea cu care am venit, frumoasa mea soție, Dumnezeu să o binecuvinteze, împreună cu care avem 5 copilași, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Am venit doar cu 2 dintre ei. Cu noi au mai venit și alți frați cu care slujim și căutăm să ne unim așa cum mai mulți frați cu care să putem sluji. Dorința, nevoia de slujire este foarte mare. Este mai mare decât vă puteți imagina. Și de foarte multe ori, stând în față și rugându-ne câte 5 ore la slujire, 6 ore, nu mă doare de mine că stau atâta, ci cât mă doare de cei care stau și așteaptă un loc liber să ne rugăm pentru ei. De-aia am zis că e nevoie să fim mai mulți și mai mulți. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu frați cu care să ne putem înconjura și cu care să putem mări un pic echipa de rugăciune. Și în seara aceasta ei vor fi cu noi, frații care sunt aici, din mai multe părți ale țării și mă rog ca Domnul să-i binecuvinteze și să-i folosească. Vrem la final să facem câteva rugăciuni în care să ne rugăm pentru toți cei care au nevoie, fie nevoie de vindecare, fie nevoie de eliberare și nu contează cine se roagă pentru tine. Tu vină la Domn și spune, Doamne, oricare din frața ăia se va ruga pentru mine și își va pune mâna peste mine, eu nu mă uit la mâna lui. Eu cred că peste mâna aceea este mâna lui Iisus Hristos ce a perforat. Și Dumnezeu este Cel care face lucrarea. Că nu mâna vindecă, că nu mâna cuiva are puteri vindecătoare, ci a pune mâna peste un bolnav este un gest de ascultare din partea lui Dumnezeu, pentru că El așa au zis, mergeți și peste cei care vă veți pune mâna, spune Biblia că se vor vindeca. Și un gest de ascultare, eu dacă merg la un bolnav și îmi pun mâinile peste el și mă rog, nu că mâna mea are ceva, eu doar trebuie să ascult de ceea ce a spus Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a angajat că El vindecă.
De aceea în seara aceasta vă îndemn să, atât cât timp vom sta în bancă și ne vom gândi la viața noastră și vom reflecta, să ne punem viața în rânduială și să spunem, Doamne, la final vreau să ies în față și cineva să se roage pentru mine. Și Tu, Cel care ești Jehova Rafa, în seara asta să mă atingi. Amin? Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Domnul să binecuvinteze seara aceasta și orice plan al celui rău să fie dejucat și Dumnezeu să fie Cel care să biruiască în seara aceasta. Să uităm de oameni, să uităm de numele cuiva și să ne amintim de Iisus Hristos. Amin? Dragilor, în seara asta de cine să vorbesc? De cine să vorbim? De cine să ne amintim? Cine este esența mesajului nostru? Care este inima Evangheliei? Iisus Hristos. Oricât ai vorbit de El, oricât ai predicat despre Hristos, oricât ai amintit de sângele lui Iisus Hristos, nu poți să acoperi și niciodată nu-i destul. Pentru că numele lui Iisus, spune Filipeni 2:10, că e mai presus de orice nume. Și Dumnezeu i-a dat un nume ca numele Lui să se plece orice genunchi. Și noi în seara aceasta ne-am plecat inima înaintea Lui și Îl recunoaștem ca Domn. Și dacă este cineva în seara aceasta care încă nu l-a făcut pe Iisus Hristos Domnul vieții lui, aș vrea ca Duhul Sfânt să bată la inima ta în seara aceasta și să-ți vorbească într-un mod personal și intim. Și să fie seara în care să-L accepți pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. De ce ne-am adunat aici? Că avem probleme de multe ori, nu-i așa? Trăim pe un pământ în care ne confruntăm cu probleme. Fie sunt probleme în familia ta, probleme de boală, probleme de neînțelegeri, fie ai probleme partenerul tău de viață chiar, poate cu copiii tăi, poate cu vecinii tăi, cu soacra ta, cu nora ta. Și trebuie să o recunoaștem. Trăim pe un pământ în care suntem înconjurați de probleme. Și cum spunea și fratele și cum citeam versetul, că cei care au nevoie trebuie să bată și li se va deschide. În seara aceasta nu ne-am adunat să vorbim despre probleme. În seara asta ne-am adunat să identificăm problemele din viața noastră și să căutăm o soluție și în seara aceasta să vedem ieșiri, izbăviri, rezultate spre gloria Domnului și pentru vindecarea familiilor noastre. Amin? Pentru că toți avem frustrări. Poate aveți probleme cu care vă confruntați de ani de zile, de zeci de ani de zile. V-ați rugat, ați postit, ați adus înaintea Domnului. Unele din ele nu se rezolvă. Și te frustrează, și te doare, și plângi, și ai aplicat zeci de ani de zile aceeași metodă și încă n-ai ajuns să vezi rezultate. Am vrea în seara asta să identificăm fiecare care sunt problemele cu care ne confruntăm. Poate ai un copil care l-ai născut cu greu și nu-l cunoaște pe Domnul azi. Poate ai copii care se luptă cu dependențe, cu probleme. Poate ai copii care sunt în prag de divorț. Poate chiar tu ești în prag de divorț. Și vezi că ai probleme și ai zis, merg în seara asta la aleși, la adunare, poate cineva se va ruga pentru mine și poate legăturile alea puse de diavol se vor rupe și voi sufla ușurat în seara asta. Și zic că Dumnezeu așa să facă cu tine în seara aceasta. Poate n-ai probleme de genul ăsta, dar ai frici. Întâlnesc foarte mulți oameni pentru care mă rog, care au ajuns în boală, au ajuns în neputință, după ani de zile în care s-au luptat cu frica de a ajunge acolo. Nu erau acolo inițial. S-au temut de cancer. Ani de zile s-au temut de cancer. N-au avut niciun simptom. Au făcut analize de verificare. Perfect sănătos. Dar o frică-i măcina. O frică-i măcina. Tu într-o zi o să-ți iasă pozitiv. Oameni care s-au frământat cu frici de boli. Frica de a-și pierde locul de muncă. Frica de a divorța. Frică. Și după ani de zile de frică, frica asta o erodat în tine. Și la un moment dat, la unele analize, au zis, ești suspect de.
Și ai repetat analiza peste o lună, peste un an și au zis, ești mai suspect. Și poate la un moment dat a ieșit, ești sigur. Și ne-a rugat peste foarte multe persoane care au ajuns în boală din cauza că diavolul le-a frământat cu frică ani de zile. Și poate ești în seara asta aici unul care tot te frământă frica. O avut mama cu tare boală, o avut bunica cu tare boală și parcă și eu simt ceva. Trăim pe un pământ în care diavolul ne presează prin frică, ne presează prin depresie, prin anxietăți. Și zic ca Domnul să facă lumină seara asta. Poate ești unul care ești deja bolnav. Te confrunți cu o boală în trupul tău sau o boală sufletească. Poate ești un om care știi clar, mă, eu sunt apăsat de un duh necurat. Și sunt oameni care sunt siguri și sunt credințați de faptul că ceva străin îi apasă. Oameni care se trezesc dimineața, îs veseli, îs bucuroși, își încep ziua și la un moment dat vine peste ei o stare de apăsare. Le vine să plângă fără să vrea. Dintr-o dată nu-i mai bună viața. Dintr-o dată ceva s-a pus pe cap ca o greutate. Apăsări din partea celui rău. Poate te confrunți cu din astea. Și ai întrebări, de ce, cum? Te rogi și puțin pleacă, revine. Aș vrea ca Dumnezeu în seara asta să ne dea un răspuns și o rezolvare la situațiile astea. Amin? Și Dumnezeu să ne vorbească și să ne răspundă în seara asta. Cea mai practicată metodă și cea mai bună metodă este rugăciunea. M-am născut într-o familie de creștini, de pocăiți, în care am cunoscut rugăciunea. Am crescut în adunare, am cunoscut rugăciunea. Dar totuși, vedeam situații care nu merg, nu se rezolvă. Vedeam situații în care nu ajungi la o izbăvire prin rugăciuni. Și sunt oameni care zeci de ani s-au rugat pentru un anumit aspect din viața lor, din familia lor și nu s-au rezolvat. Și mi-am pus întrebarea, trebuie să fie ceva mai mult? Trebuie să fie o altfel de abordare? Să găsim rezolvare și acolo? Vreau să clarific de la început. N-am răspuns la toate întrebările. Vreau să clarific de la început, nu toți pentru cei care mă rog se vindecă. Vreau să știți asta și sunt transparent cu asta. Dar vreau să vă spun ceea ce am descoperit și ceea ce am învățat de la Domnul, care mi-a adus un plus mare în a vedea rezultate. Și aș vrea să-l împărtășesc cu voi în seara aceasta și zic ca Domnul să facă lumină. Vedeți dumneavoastră, se poate că ai o răceală, o boală, o gripă, un microb în trupul tău. În mod normal, trupul tău trebuie să dezvolte anticorpi și să lupte împotriva acelei răceli și să o biruiască. Dar dacă trupul tău nu-i pregătit, vei avea nevoie să mergi la medic și să-ți prescrie un tratament și să-ți dea niște antibiotici, nu-i așa? Și iei o tură de antibiotice și antibioticele, până la urmă, omoară tot. Dar antibioticele alea au și ele un termen. La un moment dat, trupul tău trebuie să dezvolte anticorpi și să se descurce singur la răceala viitoare. În seara aceasta noi ne-am adunat aici și am vrea să ne rugăm pentru toți cei care au nevoie. Dar țineți minte, ceea ce facem noi în seara aceasta e ca un antibiotic. Adică, dacă tu nu știi pe viitor să lupți și tu, să trăiești în identitate, și să fii un biruitor, noi vom pleca, frații slujitori vor pleca și diavolul te va urmări altă dată. Noi vrem în seara aceasta Dumnezeu să ne facă lumină, pe lângă lumina asta vrem să ne rugăm împreună și să plecăm acasă biruitor și să spunem, diavole, eu de astăzi știu ce am de făcut. Pentru că dacă nu vă vom sluji ca un antibiotic, care vom avea un efect de o perioadă, și apoi diavolul va veni și va încerca din nou. Mă duc la ăla, că ăla nu știe să lupte. Dumnezeu să ne facă lumină în seara aceasta. Amin? Dragii mei, se confruntau evreii cu o problemă. Trebuia Dumnezeu să-i scoată din țara Egiptului și după acele 9 urgii care au fost date peste țara Egiptului, urma să vină a 10-a.
Și Dumnezeu face un plan și îi spune lui Moise: Moise, du-te și învață poporul așa. Și hai să ne uităm un puțin așa în istoria Vechiului Testament. Îi spune Dumnezeu lui Moise așa: spune la toți bărbații din Israel să ia un miel. Să ia mielul acela și să îl înjunghie și sângele acelui miel să îl ia într-o farfurie, într-o strachină. Și după ce pune sângele acolo și după ce îi sacrificat mielul, să ia isop și să stropească cu sângele acela intrarea la casa lor. Pentru că spune Dumnezeu: eu am să trec, îngerul nimicitor o să treacă și acolo unde se vadă sânge nu va intra. Imaginați-vă că Dumnezeu, asta era responsabilitatea lui, le-a spus la evrei ce să fac. Pentru protecția lor era nevoie de factorul uman, așa-i? Dumnezeu nu a zis: stați liniștiți, o să vin eu și o să fac eu jertfa mielului și o să vă stropesc eu cu sânge și apoi când am să trec eu o să văd. Voi nu trebuie să faceți nimic, așa le-a spus. Le-a spus: fii atent, așa trebuie să faceți, contez pe voi și în funcție de dacă veți face sau nu, va sta viața voastră. Responsabilitatea ca să continue existența casei tale stă în tine ca tată, ca preot al familiei. Dumnezeu ne-a pus și a zis și ne-a dat porunci clare ce să facem ca copiii noștri, casa noastră, să rămână în viață spirituală și nu numai. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze casele. Pentru asta avem nevoie ca soți, ca tați, Dumnezeu să ne dea lumină și să ne facem partea. Nu uitați, este un factor dumnezeiesc și un factor uman. Dumnezeu le-a spus la evrei: faceți așa și o să trăiți. Dar sunt două proceduri. Spune Biblia că dispozițiile lui Dumnezeu era ca mielul să fie sacrificat, sângele acelui miel să fie pus în acel vas și nu numai atât. Să se ia din sângele acelui miel și să fie uns ușiorii ușii. După ce se ung ușiorii ușii, mai spune Dumnezeu așa: acum intrați în casă și stați în zona de protecție, să nu iasă nimeni afară. Și slavă Domnului că evreii au ascultat asta și au făcut asta. Și Dumnezeu ne spune în Biblia că i-a apărat. Dacă în toate casele egiptenilor au fost plâns și jale, în casele evreilor toți au rămas în viață. Nu numai că Dumnezeu i-a păzit, ci din pricină că tata acelei case și-a făcut treaba. Dacă un tată nu și-ar fi făcut treaba, era justificat să iasă la porțile cetății și să spună: Dumnezeu a îngăduit să moară fiul? I-ar fi spus Moise și ceilalți: dar tu ai uns ușiorii ușii? Nu. Dar ai junghiat mielul? Da. Ai junghiat mielul? Da. Și ai uns ușiorii ușii? Nu. Vedeți, sunt două aspecte. Și cea mai mare bătaie o luăm noi ca și creștini când ne oprim la jumate. Și am să vă explic de ce. Ne spune Biblia că la fel pentru noi, nu mai suntem datori să luăm un miel, ci a fost dat mielul fără cusur. Până la urmă, mielul Vechiului Testament era o imagine, era o prefigurare a ceea ce Dumnezeu avea în plan să facă pentru noi. Și ne spune Biblia că și pentru noi a fost dat Iisus Hristos. Este careva de aici care nu știe că Iisus Hristos și-a vărsat sângele pentru noi? Dacă este careva de aici care nu știe că acum 2000 de ani aproximativ Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos și-a dat sângele de bunăvoie pentru noi, toți știm asta. Și slavă Domnului că știm asta. Iisus Hristos spune că și-a dat de bunăvoie viață, nu i-a luat-o nimeni cu sila. Și și-o vărsa sângele el ca miel fără cusur pentru protecția ta și pentru protecția mea. Dar fii atent bine. Sângele lui Iisus Hristos care este vărsat
pentru casa ta este încă în strachin. La fel cum evreii puteau să sacrifice acel miel și sângele lui să fie adunat în strachin, în farfurie, și nu le-ar fi ajutat la nimic dacă nu era aplicat pe intrarea casei lor, la fel și pentru tine, măcar că este vărsat sângele lui Iisus Hristos la calvar, nu-ți ajută la nimic dacă nu e aplicat pe intrarea casei tale. Doamne, mă rog să faci lumină în seara aceasta. Deci sânge avem. Nu suntem ca evreii care să ne gândim de acum trebuie sacrificat mielul. Nu, noi sânge avem. Și slavă mielului care și-a dat sângele pentru noi. Dacă aveți Biblie, deschideți la un verset frumos. Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 11. Apocalipsa 12 cu 11. Spune că ei l-au biruit prin două aspecte. Prin sângele mielului, dar mai ceva, și prin cuvântul mărturisirii lor. Dragii mei, sânge avem, cum am zis, dar noi îl biruim pe cel rău, pe diavolul, prin sângele mielului aplicat. Ceea ce aplică sângele lui Iisus Hristos pe casa ta, pe intrarea ta, e mărturisirea cu gură. E ceea ce declari, aplicatorul acela, isopul acela care se muia în sângele acela și se stropea, este gura ta. Tu trebuie să mărturisești cu gura ta ceea ce a făcut sângele lui Hristos la calvar. Dacă nu mărturisești, dacă nu verbalizezi, sângele lui Hristos rămâne în vasul acela și diavolul te poate ataca. Doamne, fă lumină în seara aceasta. Evrei 3 cu 1 spune în felul următor. Evrei 3 cu 1. Iisus Hristos este marele preot al mărturisirii voastre. Iisus Hristos este marele preot doar al mărturisirii voastre. Dacă mergi în fața unui om cu care trebuie să discuți ceva și el te întreabă ceva, tu nu poți să zici, ți-am răspuns în gând. Ești de acord să te angajezi la noi? Și eu stau așa. El se uită la mine, dar nu vrei să răspunzi? Mă gândesc, eu am răspuns în gândul meu. Cum se capătă mântuirea, dragii mei? Romani 10 cu 9. Prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. În seara aceasta aș vrea să învățăm că noi, ca să-l învingem pe diavolul, nu avem de ajuns doar sângele lui Iisus Hristos, care este, care-l avem, ci este imperios necesar să declarăm și cu gura noastră și să spunem ce a făcut Hristos pentru noi la calvar. Ca să audă și diavolul, ca să audă și întunericul, că noi știm ceea ce a făcut Hristos la calvar și valabil și pentru casa noastră. Dumnezeu să ne facă lumină în seara aceasta. În altă parte scrie că și din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Adică din ceea ce declari cu gura ta într-un mod audibil, țineți minte, într-un mod audibil, nu în gând. Că diavolul n-aude, nu știe ce gândești tu. Diavolul trebuie să-i spui cu voce tare, este scris. Când a venit diavolul și l-a ispitit pe Iisus, Iisus nu a gândit o replică, ci a verbalizat-o. A spus, este scris așa. Este scris așa. Și cum l-a biruit Iisus pe diavolul? Prin mărturisirea lui. În seara aceasta Dumnezeu să ne facă mai multă lumină. Amin? Poate sângele lui Iisus Hristos e vărsat de 2000 de ani, dar pentru tine încă nu e aplicat. Nu putem să avem dubii în privința vărsării sângelui lui Hristos. Ne e clar asta și știm că Dumnezeu e credincios. Dar te întreb de ce Hristos a murit, a luat boala mea, a luat neputința mea, a luat problemele cu care mă confrunt, dar în familia mea nu-s luate. Tu
Trebuie să înveți cuvântul în seara aceasta și să-l declari într-un mod audibil. Să audă Satana că tu știi că în sângele lui Hristos ești izbăvit. Nu doar să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, ai milă și vindecă-mă. Ăsta e un aspect. Și foarte mulți oameni au primit vindecare și așa. Slavă Domnului! Dar când te confrunți cu un duh de boală, tu trebuie să-i spui lui, ascultă, în numele lui Iisus Hristos, în numele sângelui său, care a fost vărsat, eu știu și cred că în rănile lui a fost purtată și boala mea. Și să spui să te audă diavolul că tu știi asta că ești vindecat. Și să-i spui în numele lui Iisus, acelei jertfe, pleacă de la mine și Dumnezeu este credincios. Domnul să ne facă lumină în seara aceasta. Mă uitam la împăratul David care, după acea perioadă în care o păcătui grav și în care un an de zile o suferit boli cumplite, la un moment dat în durerea lui și când înțelege că trebuie să rezolve odată cu păcatul ăsta și să vorbească despre el, face psalmul 51. Face psalmul 51 și spune acolo la un moment dat, psalmul 151 cu versetul 7, curățește-mă cu isop și voi fi curat. La ce face referire David când spune curățește-mă cu isop? Au fost unii oameni care au predicat și au spus că isopul este o plantă aspră care de multe ori în vechime oamenii se spălau și se frecau cu acea plantă care curățea, dar era foarte aspră și durea curățirea. Fals, dragii mei. Când spune David curățește-mă cu isop, în capul lui era isopul din Vechiul Testament. Isopul care lua sângele mielului și care stropea. David se referea la miel. David când spune curățește-mă cu isop, face apel la sângele mielului care poți să-l spele și poți să-l ierti. Și spune, spală-mă cu isop. Isop înmuiat în sânge și voi fi curat. Și asta spune David, nu în gând. Asta spune cu voce tare. Chiar ne-o scrie și face o cântare din ea. Așa putem spune și noi în seara asta, Doamne, spală-mă cu isop, spală-mă cu sângele lui Hristos, dar să o spui cu voce tare, să audă diavolul că tu crezi în iertarea lui Dumnezeu. David știa că vis-a-vis de păcatul care l-a făcut, vis-a-vis de situația în care se află, este o singură șansă, sânge, administrat prin acel isop. Și mă rog ca Domnul să ne stropească în seara aceasta și Dumnezeu să ne vorbească. Dragii mei, noi îl biruim pe Satana atunci când spunem cu voce tare ce spune Biblia că a făcut Iisus pentru noi. Mai repet o dată. Noi îl biruim pe diavolul atunci când spunem într-un mod audibil, adică stropim cu isop, spunem ce știm că spune Biblia despre problema cu care ne confruntăm. Adică eu știu că Iisus Hristos la Calvar a luat boala mea. Nu-i suficient doar să știu. Eu trebuie să-și declar asta cu autoritate. Amin? Noi îl biruim pe diavol atunci când spunem noi în sângele lui Hristos avem asta și asta. Dar trebuie să spui asta cu convingere și cu credința că Dumnezeu este Cel care a făcut asta și e valabilă și pentru tine. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în El, vei fi mântuit, vei fi vindecat, vei fi eliberat, dar mărturisești asta. Spune și tu ca tâlharul, Doamne, adu-ți aminte și de mine în împărăția ta. Și Dumnezeu vrea să ne facă lucrul acesta. Poate ai ajuns în boală, în probleme, în stări de demonizare, în stări în care diavolul te apasă, datorită unor păcate, că trebuie să fim serioși, acolo te prinde diavolul, te pune întâi să păcătuiești și apoi te leagă bine. Și când vrei să mergi la Domnul să primești vindecare, spune, taci, nu știi ce ai făcut. Și de multe ori ne confruntăm cu condamnare, venim și declarăm și noi ca David, spală-mă cu isop, declarăm, spunem, știu că în sângele lui Hristos avem iertarea păcatelor, dar tot ne condamnăm. Și tot nu avem o credință deplină în vindecare. Dragii mei, există în lumea asta un drept
Să vă citesc un verset din Isaia 54 cu 17, un verset foarte tare. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului, așa? Este mântuirea care vine de la mine, zice Domn. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere, atenți. Și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Cum? Verbal. Cum o vei osândi? Vei spune, când vine diavolul și spune, taci din gură, ai ajuns bolnav din cauza că ai făcut aia și aia. De fapt, tu ai venit înaintea Domnului și ai spus, Doamne, îmi pare rău de aia și aia. Prin sângele tău mă rog să mă speri. Și rămâi doar în rugăciune acolo proșternut, plângând în fața Domnului, Doamne, iartă-mă. Și situația nu se rezolvă. Tu trebuie să te ridici de acolo și să osândești planul diavolului într-un mod verbal. Cum? Cum a făcut Iisus? Este scris. Ce este scris? Că sângele lui Iisus Hristos ne-a spălat. Este scris că sângele lui Iisus Hristos ne-a iertat. Și orice armă care vine împotriva ta o osândești cu asta. Stropești cu isop, stropești sângele lui Iisus Hristos și spune, asta e moștenirea robilor Domnului. Așa e mântuirea care vine de la mine, zice Domnul. Așa e salvarea care vine de la mine. Când vine un atac împotriva ta, când vine o problemă împotriva ta și când te cufunzi acolo în condamnare, nu rezolvă asta situația. Stai acolo și rezolvă cu Domnul păcatul tău. Și după ce ai înțeles că din cuvântul Domnului tu ești iertat, trebuie să te ridici și să osândești arma care vine împotriva ta. Și mă rog ca Domnul să ne ridicăm în seara asta în credință și să îndrăznim să osândim și să descalificăm orice atac al celui rău. În lumea asta este un drept. Orice guvern care poate lua la un moment dat o decizie care nu-i place președintelui, orice cameră care ar lua o decizie, o hotărâre și spune trebuie făcut așa și președintele știe că decizia asta ar afecta negativ populația. Dacă e un președinte care ține la popor, chiar dacă orice lege ar merge spre aplicare, spre votare, spre... Președintele se poate ridica la un moment dat și să spună, am un drept, un drept de veto, prin care pot să anulez toată decizia asta. Sângele lui Iisus Hristos este dreptul tău de veto. Sângele lui Iisus Hristos e drept de veto, dragii mei. Adică știi clar, eu sunt acuzat pe drept. Eu sufăr că am păcătuit, cum spune o cântare. Dar dreptul care îți dă credință să calci în picioare acea armă care vine împotriva ta e sângele lui Iisus Hristos. Prin sângele lui Iisus Hristos noi avem drept să călcăm în picioare hotărârea diavolului. Pentru că diavolul abia așteaptă să te prindă în mână. Diavolul abia așteaptă să fie torționarul tău. Și de multe ori intră în viața așa și spune, taci din gură, meriți să suferi, meriți să-ți iau copiii, meriți să aduc boală, meriți să împrăști familia ta. În loc să-i spui, da, diavole, ai dreptul acesta pentru că am păcătuit, ridică-te și o sândește și spune, este scris. Sângele lui Iisus Hristos m-a spălat și tu ai dreptul acesta și poți să-i spui cum vrei drept, oricum vrei, e dreptul tău în Iisus Hristos. Orice armă făurită împotriva ta, o vei osândi. Așa arată mântuirea celor care se tem de Domnul. Și Dumnezeu să te binecuvinteze în seara aceasta. Orice planuri, orice strategie are diavolul, prin sângele lui Iisus Hristos, care e aplicat verbal de gura ta, că nu poți fi cineva mântuit și să declare altul. Noi nu credem în nași, noi nu credem că cineva poate să mărturisească în locul nostru și noi să fim mântuiți. Noi credem că atunci când mărturisești cu gura ta, Iisus Hristos este cel care te atinge și te vindecă. Sângele lui Iisus Hristos e dreptul tău de veto. Tu nu ești un președinte, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este împăratul împăraților. Și noi împărățim împreună cu El. Și Iisus Hristos ne-a dat și nouă dreptul acesta să folosim acest drept. Dar să-L folosești, atenție și țineți-mă minte,
într-un mod verbal. Nu doar să gândești. Noi nu ne-am mântuit că am gândit. Ok, da, Doamne, primesc mântuirea. Noi am declarat în apa botezului când s-a întrebat, crezi că Iisus Hristos este Domnul? Și să spună pastorul, dar nu vrei să răspunzi? Și tu să spui, am spus, dar în gând. Crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Dar nu răspunzi. Am spus, dar în gând. Nu așa se ajunge la mântuire. La mântuire se ajunge mărturisind cu gura ta. Crezi că Iisus e Domnul? Da, cred! Și orice armă care se ridică împotriva ta o osândești verbal. Că dacă nu rămâi cu sângele lui Iisus Hristos în farfurie și nu poți să spui, Doamne, de ce nu l-ai dat pe Iisus? Că l-a dat. Și sângele lui Iisus este, dar tu nu l-ai aplicat. Mă rog, Doamne, fă lumină în seara aceasta. Vreau să iau câteva exemple practice în care să înțelegem cum am putea să stropim noi sângele lui Iisus Hristos. Cum am mai spus, în sângele Lui avem justificarea, da? Avem îndreptățirea asta. Prin sângele Lui Iisus avem iertarea. Spune Roman 5:9, deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți, neprihăniți, prin ce? Prin sângele Lui. Suntem socotiți, neprihăniți, prin sângele Lui. Și suntem mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Dragii mei, a fi justificat, a fi îndreptățit, înseamnă să fii achitat, să fii nevinovat, să fii socotit, neprihănit. E ca și cum ai sta în fața unui tribunal și știi că ești vinovat. Aștepți ca judecătorul să te condamne. Și dintr-o dată se ridică judecătorul și spune, ești achitat. Ești liber, du-te acasă. Asta înseamnă să fii îndreptățit. Și asta ne spune că a făcut sângele lui Iisus pentru noi. Dar, dragii mei, nu-i suficient doar să crezi asta. Ca să poți să nimicești orice plan a diavolului, trebuie să declari asta. Și să spui că crezi că prin jertfa lui Hristos ești justificat. Și mai mult decât atât, permiteți-mi să spun, când faci apel la sângele lui Iisus Hristos ca să te spele de orice păcat, El te spală, dar nu numai atât. E ca și cum n-ai păcătuit niciodată. De ce? Pentru că am făcut apel la sângele lui Iisus Hristos și Biblia îmi spune că Iisus Hristos nu a păcătuit niciodată. Și eu mă acoper cu sângele lui Hristos care El nu a păcătuit niciodată. Și să-i spui diavolului, dacă ai ceva de comentat, vorbește cu el. Pentru că eu mă acopăr cu sângele lui Iisus Hristos. Dragii mei, din punct de vedere medical, medicii spun că sângele vine de la tata, nu de la mama. Sângele bebelușului, sângele fiecăruia dintre noi, ne naștem. Și sângele vine de la tata, nu de la mama. Ne spune Biblia că și Domnul Iisus s-a născut de la Duhul Sfânt, nu de la Iosif. Și sângele lui Iisus e sânge de Dumnezeu. Dacă sângele tău, care are o imunitate la o boală, poate salva alte persoane care n-au imunitate la boala respectivă. Medical, un om care a trecut printr-o boală, poate anticorpii din sângele lui să ajute alte persoane care nu trecu pe acolo. La fel și Iisus Hristos la Calvar a fost încărcat cu toate bolile noastre. A fost încărcat cu toți virusii, cu toate neputințele, cu toate durerile. Și dacă ne acoperim cu sângele lui, avem imunitate, dragii mei. În sângele lui avem vindecare. Sângele lui Iisus, dacă îl chemăm peste noi, și mai mult de atât, și aici vorbesc bisericii celor care au încheiat un legământ cu El, sângele lui Iisus care îl iei la cină, este viață pentru trupul tău și pentru sufletul tău. Iisus spune în mod clar și 70 de ucenici au plecat când l-au auzit, au zis, dacă beți sângele meu, aveți viață, vă spun clar,
Nu vă spun că sângele meu simbolizează că sângele meu nu știu ce. Voi dacă beți sângele meu, aveți viață. Și mă rog ca Domnul să ne facă lumină atunci când luăm din trupul și sângele Domnului. Să luăm într-un mod responsabil și să înțelegem, eu acum am sângele lui Iisus Hristos. Și bând din el, eu pot să primez viață, pot să primez vindecare, pentru că în rănile lui avem vindecarea. Și sângele lui Iisus Hristos a ieșit din rănile lui Iisus Hristos. Mă rog în seara aceasta Dumnezeu să ne facă lumină. Atunci când vine diavolul și te condamnă, atunci când vine diavolul și spune tu trebuie să rămâi bolnav pentru că tu trebuie să te ridici în picioare, să te ridici și să spui celui rău, ascultă, în sângele lui Iisus Hristos am fost iertat și tu nu mai ai niciun drept să mă acuzi, este scris asta. Prin această afirmație tu de fapt ungi ușori ușii cu sânge. Prin această afirmație, de fapt, tu iei cuvântul Domnului și îl aplici în casa ta și în viața ta. Sângele lui Iisus e Iisus și Iisus este cuvântul lui Dumnezeu. A spune ce spune cuvântul peste viața ta înseamnă a aplica cuvântul Domnului, înseamnă a aplica sângele Domnului. Nu e suficient că aici e scris. Suficient este dacă iau ce e scris, cred și spun asta. Dacă rămâne scris aici, nu mi-ajută la nimic. Rămâne sângele lui Hristos într-un vas. Dar eu vreau ca sângele lui Hristos să fie aplicat pe casa mea și pe copiii mei. De aceea, în multe situații din viața ta, rugăciunea nu te-a ajutat. Ai făcut-o într-un mod sincer și nu-i rău că ai făcut-o. Dar tu nu trebuie doar să te rogi, ci tu trebuie să iei poziție la un moment dat și să aplici sângele lui Iisus Hristos verbal peste tine și casa ta. Orice evreu care ar fi auzit dispoziția lui Dumnezeu să facă treaba asta cu sângele și ar fi zis, nu, eu fac altcumva, și se punea în genunchi în fața casei și se ruga, Doamne, Tu care știi totul, știi că e scump un miel, știi că una și că alta, Te rog să-mi protejezi casa. Știți și dumneavoastră că n-ar fi funcționat. Dacă nu făceai cum a zis Dumnezeu să faci, copilul din tâi murea. De aceea în seara aceasta vreau să vă conștientizez. Nu Dumnezeu e responsabil de multe greutăți care sunt în casa voastră. Și din păcate și cu durere vreau să vă spun că suntem noi. Din cauza că am lenevit spiritual, din cauza că ne-am ținut gura, din cauza că am acceptat condamnarea, din cauza că n-am luat sângele la din vas, să spunem, aici locuiește o familie a Domnului. N-am spus și noi ca Iosua. A venit Iosua în tabără și a spus, oameni buni, eu și casa mea am avut aseară o ședință, am vorbit în familie și am vorbit cu soția și am vorbit cu copiii și am luat o hotărâre. Noi și casa mea vom sluji Domnului. Vedeți, Iosua nu a spus asta în gând, a spus-o cu voce tare. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Nu în gând, ci spune-o cu voce tare. Vrei în seara asta să iei o decizie și să spui, iertați-mă. Isaia 61, dacă aveți Biblie, să deschideți. Isaia 61 cu 10. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci, în primul rând, m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. Și nu numai atât, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii. În sângele lui Iisus Hristos primești două aspecte. Mântuirea și neprihănirea Lui. Și tu ca să-ți menții vindecarea, să-ți menții mântuirea aceasta, este nevoie să declari într-un mod verbal și să crezi asta, că ești neprihănirea lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, din păcate, dacă ne uităm azi în biserică, dacă ne uităm azi în adunare, vedem altfel de declarații. Și, din păcate, declarațiile astea se spun cu voce tare și nu în gând. Care ar fi? Dragilor, eu sunt cel mai păcătos dintre oameni. Dragilor, este drept să sufăr că știu ce am făcut?
Are dreptate diavolul să mă chinuiască. Sunt cel mai păcătos. N-avem niciun drept, n-avem niciun merit. Și facem declarații din astea. Stropim cu prostii din astea. Și apoi nu înțelegem de ce diavolul a avut acces în familiile noastre. Facem declarații că sigur o să mă îmbolnăvesc de boala cu tare. Sigur la nașterea care urmează o să fie rău de tot. Și spunem lucruri din astea mizerabile și le declarăm și stropim pe casa noastră mizerii din astea. Și diavolul vine să le împlinească. Vedeți, într-un mod sau altul, tot o facem. Ori de rău, ori cuvântul Domnului, ceva tot rostim. N-ați vrea în seara asta să luăm o hotărâre, Doamne, din seara asta. Voi spune, cum spune Psalmul 118:17, nu voi muri, ci voi trăi și voi lăuda numele Domnului. Ăsta e un exemplu în care lăuda să fie Domnul. Ăsta e un exemplu în care noi stropim cu sângele lui Iisus. Dar atunci când te vezi răpus de o mică răceală și spui, eu cred că mor de asta, tu atunci nu stropești cu sângele lui Iisus. Tu de fapt deschizi o ușă mai mare, diavolul. Am vrea în seara aceasta Dumnezeu să ne vorbească. Tu trebuie să crezi și să declari asta. Că eu prin sângele lui Iisus Hristos sunt justificat, sunt nevinovat, sunt achitat și sunt socotit ca și cum n-am păcătuit niciodată. E greu cuvântul ăsta, e tare. Dar dacă vrei să știi, Iisus Hristos n-a păcătuit niciodată. Că noi nu ne-am acoperit cu sângele unui om, cu sângele unui miel, ci cu sângele celui care s-a dat la calvar. Lăudat să fie Tatăl că ne-a pus la dispoziție jertfa lui Hristos. Vrem în seara aceasta Dumnezeu să ne lumineze. Dragii mei, tot prin acest sânge al lui Iisus Hristos, noi avem accesul liber. Și hai să vă citim un verset. Evrei 10:19. Astfel, dar fraților, fiindcă cu sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Ne spune Biblia că atunci când Iisus Hristos a murit, perdeaua dinăuntru templului s-a despicat și ne-a dat nouă intrare în locul preasfânt. Prin sângele lui Iisus Hristos tu ai dreptul să intri în locul cel mai sfânt din univers și să spui diavolului și să osândești atacurile diavolului. Prin sângele lui Iisus Hristos tu, da, tu ai acces în locul cel mai sfânt din univers și mă rog ca Dumnezeu să ne facă harul acesta, să înțelegem. Evrei 4:14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în ce? În mărturisirea noastră. Să rămâi tare în mărturisirea ta. Atunci când spui, eu cred cu tărie și spun, în jertfa lui Hristos eu am vindecare, eu pot să fiu vindecat de boala asta. Poate nu vezi azi rezultatele, poate nu le vezi mâine, nu le vezi într-o lună. Și te duci și nu mai spui nimic. Și diavolul rămâne biruitor în viața ta. Dar Biblia ne învață în seara asta că noi trebuie să rămânem tare în mărturisirea noastră. Adică azi n-ai văzut rezultatul. Tu crezi cuvântul și spui și mâine, și poi mâine. Eu trebuie să scap de cancerul ăsta. Pentru că Iisus Hristos l-a purtat la calvar. Să rămânem tari în mărturisirea noastră, amin? Că dacă vei rămâne tare în mărturisirea ta, tu ai acces la vindecare. Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea. Să nu vă frământați mintea. Căci toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați împărăția lui Dumnezeu și toate acestea se vor da. Caută împărăția lui Dumnezeu. Declară-o. Vorbește. Și toate acestea vor veni pe deasupra în viața ta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne învețe și să ne dea înțelepciune în privința aceasta. Și să mulțumim și să declarăm asta cu voce tare. Doamne, îți mulțumesc că prin sângele stropit al lui Iisus eu am acces în prezența Dumnezeului atotputernic, în cel mai scump, în cel mai puternic, în cel mai intim loc din univers. Crede asta și mărturisește asta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea lumină.
Dar dacă vei face invers și dacă vei spune eu n-am cum să mă apropii, eu nu pot să mă apropii de Dumnezeu, El nu mă va băga în seamă, mă simt respins de Dumnezeu, roagă-te tu pentru mine, poate pe tine te ascultă Dumnezeu, că pe mine nu mă ascult. Astea sunt niște exemple de negativism, niște declarații care vor încurca viața ta și nu-ți va da acces. Tu trebuie să înțelegi ce ești în funcție de ce spune cuvântul că ești. Și când vei înțelege ce spune Iisus despre tine, vei avea curaj. Dar, dragii mei, ne confruntăm cu o problemă. Poate ai înțeles în seara asta că trebuie să spui cuvântul Domnului cu voce tare. Dar ce să spui dacă tu nu știi? Te confrunți cu o problemă de boală, un duh necurat sau alte situații în familia ta și ai vrea să spui ce spune cuvântul, dar nu știi. Nu știi că Dumnezeu vrea să nu știi? Nu știi că Dumnezeu a îngăduit asta? Nu știi că ești leneș? Nu știi pentru că n-ai pus mâna pe Biblie? Și mă rog ca Domnul să-mi dea în seara asta dorința să pune mâna pe Biblie. Că dacă vei cunoaște ce scrie aici, că dacă vei înțelege care-i voia lui Dumnezeu pentru viața ta, o vei putea spune. Și orice armă ar veni împotriva ta, o osândești. Diavolul, este scris. Dar tu de unde să spui ce-ai scris dacă tu nu știi ce-ai scris? În seara asta Dumnezeu să vă dea o sete de cuvânt, amin? În seara asta Dumnezeu să vă ajute să luați hotărâri. Eu am să pun mâna pe Biblie și o să mă uit ceea ce spune că am în jertfa lui Hristos ca să îmi recopăr aceste drepturi. De multe ori pierdem și pe plan economic și pe plan material, poate anumite fonduri, poate anumite bunuri materiale care ni se cuvin prin anumite legi, dar dacă tu nu știi legea respectivă, nu primești nimic. În seara aceasta Dumnezeu să ne facă o dorință să citim mai mult cuvântul Lui. Amin? Și nu în ultimul rând vindecarea, dragii mei. Ne este clar că în trupul lui Hristos care a fost frânt, și din nou fac o referire la cina Domnului, în trupul lui Hristos care a fost frânt, acolo în rănile Lui care o accepta de bună voie să îi se le facă, noi avem vindecarea. Spune Isaia 53:4 că în rănile Lui noi suntem vindecați. Spune în Matei că ucenicii au constatat că Iisus Hristos împlinește ceea ce spune în Isaia. Și Apostolul Petru în 1 Petru 2:24 spune: oameni buni, vă spun, l-a trecut deja. În rănile Lui noi am fost vindecați. Înțelege asta și declară peste viața ta. Declară-o cu voce tare. Declară-o pentru familia ta. Și spune și tu ca Iosea: noi am hotărât, noi și casa mea slujim Domnului. Și în seara aceasta Dumnezeu să toarne peste noi vindecare. Poate boala cu care te confrunți, starea cu care te confrunți e generată de un duh de boală, un duh necurat. Tu ești mântuit în duhul tău, dar în sufletul tău chinuiești un duh de frică, chinuiești un duh de anxietate, de depresie, poate pe lângă dezechilibru chimic din creierul tău care îți provoacă stările anxioase, pe lângă dezechilibru hormonal, este o entitate spirituală negativă care te bulversează, care îți strică ziua, care îți strică viața. În seara aceasta ne vom ruga și vom spune cu voce tare ceea ce spune Iisus Hristos. Iată că numele meu v-am dat putere să scoateți afară, draci. Și asta trebuie să o spui verbal. Nu să-i spui la un duh necurat în gând, ieși afară, că nu va ieși. Orice armă forită împotriva ta o osândești dacă îi spui verbal. De aceea noi în seara aceasta vrem să declarăm cuvântul Domnului cu autoritate. Și vrem să luăm într-un mod simbolic isopul acela cu sângele lui Iisus Hristos și să stropim peste noi și peste casa noastră. Și orice legătură a celui rău să se rupă în numele lui Iisus. Pentru că Iisus nu a fost reținut la a-și vărsa sângele. La fel cum mielul din Vechiul Testament pentru ispășire trebuia să se facă 7 stropiri. 7 stropiri trebuia să se facă cu mielul vechi testamental. Iisus Hristos când a venit a făcut la fel. Ne spune Biblia că prima dată în grădina Ghețimani a transpirat
Și spune că transpirația lui a început să iasă și să se transpire ca un fel de sânge. Și a fost prima stropire cu sângea lui Iisus Hristos. Îmi spune Biblia că după ce a fost arestat, Iisus Hristos a fost dus și unul de acolo care vrea să-și construiască o imagine în fața preoților, să spună că el e tare, că el e cineva. Îmi spune Biblia că a tras o palmă lui Iisus de a curs sânge. O palmă de aia la meserie. O palmă de aia care a provocat o scurgere de sânge din trupul lui Iisus Hristos. Îmi spune Biblia că l-a dat pe mâna lui Pilat și l-a bătut până la sânge. Acolo nu erau oameni care se învățau să bată. Acolo nu erau oameni care au zis, hai și noi să vedem cum e să lovim. Acolo erau ostași, meseriași să bată. Erau ostași care știau când te bate, numai să nu mori. Și acolo a fost a treia stropire, după aia l-au bătut farisei, a patra stropire. O lua bătaie Iisus și pe sânge a fost, pe cruce a fost o altă stropire. Dar încă mai era sânge în trupul lui Iisus Hristos. Și dacă veți număra, a șaptea stropire a fost când i s-a vârât acea suliță în cost și a ieșit sânge până s-a terminat și apoi a ieșit apă. Pentru că mielul lui Dumnezeu a vrut să dea tot sângele pentru tine. Pentru că mielul lui Dumnezeu a vrut să iasă tot sângele ca tu să-l ai și să nu spui eu aș fi făcut ispășirii peste casa mea, eu aș fi stropit cu sângele lui Iisus, dar n-am avut, n-a fost destul. Iisus Hristos și-a dat tot sângele pentru tine și pentru mine. Și mă rog în seara asta să ne facă Dumnezeu lumină și să plecăm de aici cu hotărâri noi. În afară de rugăciunea care vom face în seara aceasta, să mergi acasă hotărât. Din ziua asta o să o sândesc atacurile diavolului. Din ziua asta o să-i spun diavolului că eu sunt neprihănit. Din ziua asta eu o să-i spun celui rău că în casa mea nu-i loc de poposire. Și Dumnezeu să-ți dea puterea aceasta, amin? Este nevoie și de slujitori. Este nevoie și de oameni care să ajute cu, cum am dat un exemplu, cu antibioticele. Pentru că sunt oameni care ar vrea să rostească, dar ei nu știu cuvântul. Și de aceea și în seara aceasta vrem să ne rugăm pentru oamenii care nu știu. O înțeles că sângele lui Iisus este disponibil, dar nu știu să-l aplice. În seara asta vrem să ne rugăm pentru ei. Dacă sunt aici oameni care simte că Dumnezeu îi cheamă în această lucrare să se roage pentru bolnavi, să dea afară demoni. Vrem să facem o scurtă rugăciune în seara aceasta, până vom face rugăciune pentru bolnavi. Dacă în seara aceasta sunt aici oameni care, cum spuneam la început, vor să-L cheme pe Iisus ca Domn și Mântuitor a vieții lor, vrei să vorbească sângele lui Iisus Hristos despre tine. Ne spune Biblia că sângele lui Iisus Hristos vorbește mai bine ca sângele lui Abel. Cum adică? Păi sângele lui Abel din pământ striga răzbunare. Răzbunare pentru cel care l-a omorât. Pe când sângele lui Iisus Hristos vorbește milă, nu trebuie răzbunare. Sângele lui Abel a fost luat într-un mod abuziv, a fost omorât fără ca el să accepte și fără ca el să vrea asta. Iisus Hristos a acceptat de bună voie și a specificat clar, nu mi-a nimeni viața cu sila, vă spun să știți, eu aleg să mi-o dau. De aceea noi seara asta facem apel la sângele lui Iisus Hristos, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Dacă te speli cu sângele lui Iisus de păcatele tale, sângele lui va vorbi, este neprihănit. Sângele lui Iisus este un mesaj pentru diavolul. Când vede diavolul sângele lui Hristos aplicat peste familia ta și acolo nu poți intra. Dar când vede diavolul aplicat pe casa ta, sunt cel mai prăpădit om, sunt cel mai vinovat, sunt cel mai nemeritos, diavolul zice, oh, aici putem intra. În seara aceasta vrem să anulăm orice vorbă negativă rostită de noi peste noi. Sunt situații în care ești amărât,
poate ești nervos, poate ești disperat și în euforia aia și în starea aia rostești niște cuvinte negative peste tine și peste viața ta. Poate te-ai săturat de probleme, poate te-ai săturat de situațiile negative cu care te confrunți și ai zis, Doamne, mai bine aș vrea să mor, aș vrea să mor odată și să scap de problemele astea. Doamne, decât să văd copilul ăsta nemântuit, mai bine aș muri, decât să văd pe fata asta că a rămas însărcinată cu omul ăla, mai bine aș muri și nu vreau să văd asta. Și astea sunt niște stropiri prostești, nu cu sângele lui Iisus Hristos, ci sunt niște stropiri în care îl leși și îl chem pe diavol, hai vină viața mea și lovești. Dacă ai zis că vrei să mori și într-o zi ai simțit că diagnosticul scurmă viața, de ce plângi și spui, Doamne, de ce mi se întâmplă? Păi în sfârșit să se împlinește dorința, vei muri. Nu-i așa? Nu tu ai zis cu gura dacă vrei să mori. Vino înaintea Domnului și spune, Doamne, în seara aceasta, iartă-mă de orice vorbă negativă. Iartă-mă că m-am autoblestemat singur. Și sângele lui Iisus Hristos e drept de vetul în seara asta. Și poate rupe acea legătură. Dacă vrei să te împaci cu Dumnezeu în seara asta, hai să ne ridicăm în picioare, vă rog. Dacă este cineva de aici care vrea în seara asta să-L cheme pe Iisus ca Domn și Mântuitor al Lui, ne vom ruga în seara asta și pentru cei bolnavi și pentru cei apăsați de diavol. Și cred că Dumnezeu va lucra, dar vindecarea care o vei primi va ține doar pe pământ, când cer nu ai nevoie de vindecare. Dar dacă în seara aceasta tu te vei împăca cu Domnul, asta e o biruință de veșnicie. Nu e o biruință de 50 de ani sau de 10 ani cât mai ai. Dacă te împaci cu Dumnezeul tău, asta e o biruință pentru eternitate. Dragii mei, vreau să fiu destul de clar. Vreau să facem o rugăciune scurtă, prin care ceea ce v-am îndemnat să faceți, să faceți, adică toată sala, să spuneți și să declarați cu vocele tale, noi suntem neprihănirea lui Dumnezeu, noi suntem iertați prin sângele lui Iisus, și să declarați că în sângele lui Iisus sunteți neprihăniți și să chemați pe Domnul. În timpul acesta, dacă sunt oameni care vor să spună, de azi eu vreau să mă pocăiesc, vreau să mă împac cu Dumnezeu, vină, te rog, în față, vrem să ne rugăm pentru tine în direcția asta. Dar să vină în față doar în direcția asta, doar cei care vor să-și predea viața Domnului, că după aia vom face rugăciune pentru bolnavi. Sau dacă sunt unii care, poate te-ai născut în adunare, poate ai umblat până la o vârstă și ai cântat și știi ce înseamnă pocăință. Dar anturajul te-a atras, drogurile, fetele la școală, țigara, una sau alta, și ai avut un timp de privegie în lumea asta și poate ești și acum cu țigara electronică în buzunar, poate ești și acum legat. Dacă vrei să-ți predai viața Domnului, vină în față să ne rugăm pentru tine. Și apoi vom face o rugăciune specială de vindecare și de eliberare. Dar la rugăciunea aceasta vreau ca voi toți să puneți sângele lui Iisus Hristos cu isop peste casele voastre. Și doar dacă sunt persoane care vor să se predea Domnului, fie cu totul care n-au fost deloc la pocăință, fie cei care vor să se întoarcă ca niște fii risipitori, veniți să ne rugăm. Și după aceea vom face o altă rugăciune pentru vindecare. Dragii mei, vă rog, vă provoc, strigați la Domnul. Și ceea ce știți că cuvântul Domnului garantează pentru viața voastră, spuneți-o într-un mod verbal. Stropiți cu sângele lui Iisus Hristos viața voastră, copiii voștri, familia voastră și ca Iosua, noi am hotărât, noi slujim Domnului. Hai să ne rugăm cu toți și în timpul acesta, frații, poți să cânte așa într-un instrumental, cum e acum, e ok? Și doi, să ne închinăm Domnului. Doamne, te chemăm în seara aceasta. Aleluia. Doamne,